Bună, să mănâncă nasul și te aștept la Fundația Calea Victoriei, pe Popa Soare 40, să afli istoria secretă a frumuseții. Te-au pasionat tot felul de rețete stranii de îngrijire care datează din Antichitate sau din Evul Mediu, sau vrei să afli cum s-a schimbat un standard estetic, să spunem, de-a lungul secolelor? Aici trebuie să ajungi. Ai precis, o să începem călătoria noastră imaginară, însoțiți însă de foarte multe tablouri, opere de artă, rețete, secrete, bineînțeles, cu Antichitatea și o să ajungem până în epoca contemporană. Vom vorbi, pe de-o parte, de o frumusețe așa cum apare ea la nivel artistic, imaginar, vorbind așadar de un standard estetic, pe de altă parte vom afla tot felul de rețete, îngrijiri, rețete de cure de slăbire din Renaștere, cum își făceau frumoasele din Veneția, părul blond, așa cum apare în picturile lui Tizian, cum se îngrijeau domnii, cum au evoluat, să spunem așa, măsurile corpului perfect. Poate vrei să afli de unde tirania 90, 60, 90, ei bine, de la Venus din Milo, de la frumoasa doamnă care astăzi este expusă la Louvre, odată măsurată de către arheologi. Aceste măsuri au fost transformate, să spunem așa, într-un standard de frumusețe. Nu vom uita însă nicio frumusețe contemporană, în mișcare, în schimbare și, pe de altă parte, un corp care începe și un standard estetic caracteristic fiecărui om care începe să fie acceptat și recunoscut de către ceilalți. Te aștept cu drag!